fost decât să-l observ într-o anumită stare. Deci mă bucurie din nou legea lui Bohr. Legea asta în Bohr apare peste tot. E faptul că atunci când o măsură colapsez și îl forțez să fie discret, în anumit sens, chiar dacă el sub cortină putea să fie continuu, putea să se vorbească în continuu. E, și o altă explicație pe care putem să o dăm este că, în general, calculatoarele analogice sunt foarte sensibile la schimbări în starea inițială. Dacă am un calculator analogic care calculează integrale sau derivate, e clar că dacă sunt un pic de tot funcția la integrale, integrala o să dea ceva complet. Deci, iar lucrul acesta nu se întâmplă în mecanica cuantică și explicația e ceea ce se cheamă quantum threshold theorem, despre care nu o să vorbim foarte detaliu, dar vă spun că e o teoremă foarte importantă, care demonstrează că dacă avem erori în calculator, dar erorile respective sunt sub o anumită constantă, deci eroarea per qubit, rata de decoerență, cum se cheamă, că cât de repede decoerează la anumit qubit, pe o anumită operație logică, este sub o anumită valoare constantă, atunci întotdeauna erorile pot fi corectate mai repede decât se pot produce. Și atunci putem să corectăm toate problemele care apar și să facem calculele în același timp. Și asta conduce la soluția noastră. Și soluția e toleranța la defecte cuantice. Adică qubiții noștri o să fie codificați cu un cod detector și corector de erori. Un cod detector și corector de erori cuantice. Și, cum spune și numele, trebuie să fie în stare să detecteze și să corecteze erorile. Iar teorema de mai devreme garantează faptul că acest lucru e posibil și că întotdeauna obținem răspunsul corect în urma procedurii respective. Acum, codurile acestea folosesc redundanță, ceea ce are sens, pentru că și în mod normal, dacă fac un cod detector sau corector de erori, în general se bazează pe redundanță. Dacă am un bit și vreau să transfer un bit de informație printr-un canal, pentru un mediu în care să zicem că există zgomot și există posibilitatea ca bitul respectiv să-și schimbe valoarea, atunci ce pot să fac? O să uit de mai multe ori ca să mă asigur că informația ajunge la mine. Și atunci, dacă să zicem o anumită probabilitate ca bitul să-și schimbe valoarea, dacă îl trimit de foarte multe ori, când ajunge acolo, măcar unul dintre ei o să ajungă. Deci, cheia este redundanță, sau vreau măcar ca marea majoritate să ajungă acolo. Ok, deci, în același spirit al toleranței la defecte clasice, o să codificăm un qubit în mai mulți qubiți. Adică, starea unui sistem, dacă vreau o stare de un qubit, nu o să mai fie unul simplu, o să fie 3 sau 5 sau 10 sau câți vreau să fie. Iar calculul după aia se efectuează peste stările astea codificate. Să luăm un exemplu. Zicem că am cubitul acesta, să o pus pe un și vreau să codific folosind 3 cubiți. Există un cod care ne zice că putem să facem următorul lucru. În loc să am A0 plus B1, am A0, 0, 0 plus B1, ok? Deci pot să iei și noua stare pe care am obținut-o, care e stare de 3 cubiți, o interpretez ca fiind un singur cubit, o tratez ca fiind un singur cubit, iar starea aceasta se cheamă un cubit logic. Iar cei 3, deci CL se numește qubit logic, iar cei 3 qubiți de care este alcătuit se numesc qubiți fizici. Spre exemplu, pot să am 3 electroni cu spin și îi prepar astfel că soțesc starea respectivă, iar qubitul meu sunt toți cei 3 electroni, iar qubitul logic sunt toți cei 3 electroni. Qubiții fizici sunt fiecare electron în parte, sau spin fiecare electron în parte. Ok? Și acum, cu codul acesta, putem să detectăm un singur tip de erori, și anume erori de tip X, erori de tip flip, că valoarea qubit a fost flipuită. Și, spre exemplu, dacă a fost flipuit primul qubit fizic, numai e cea inițială a sensului plus B1, și am aplicat operatorul X doar pe primul qubit, da? 0 a devenit 1, 1 a devenit 0 și am obținut starea aceasta. Cu codificarea aceasta pot să detectez că s-a întâmplat lucrul acesta și să corectez aplicând din nou X pe primul qubit ca să corectez pentru problema asta. Cum facem asta? Păi, o să definim niște proiecte în care asociați unui măsurători
stat destul de înfricoșător proiectul ăștia, dar o luăm așa așa. Deci ăștia sunt proiectori pentru o măsurătoare de 3 cubiți, deci măsori simultan 3 cubiți în același timp. Și hai să vedem, spre exemplu, având cubitul acela scale, care să fie acțiunea lui P0 pe scale? Deci să zicem că proiectez pe proiectorul P0. Cum o să acționeze P0 asupra lui scale? Trebuie să fie cine? O să fie P0 aplicat pe starea asta. Prin linearitate, P0 aplicat în prima stare, plus P0 aplicat pe doua și pe urma și pe coeficienții de echivare. Iar P0 scriu așa cum e, e chestia de mai devreme, și cine o să fie? Dacă fac calcul, ce o să obțin pe aici? Deci o să fie ăsta înmulțitul ăsta și pe aia ăsta înmulțitul ăsta. Deci, ce e produsul ăsta scalar? Cât o să pun? 1. Pentru că e o stare și e produsul scalar cu el însuși, deci e doar mai e 1. Ceea ce o să fie 1. Și ăsta? 0, pentru că sunt ortogonal. Deci, obțin 0 coeficient la vectorul ăsta de stare și obțin starea 0, 0, 0. Cum acționează și similar pe 0, pe 1, 1, acționează în felul acela. Deci, pe 0, psia, păstrează psia, da? Nu-i face nimic. Pentru că e pe 0, pe prima, am văzut că o lasă la fel, pe 0, pe a doua, o lasă la fel. Ok? Deci rămâne la fel. Dacă se proiectează pe prima valoare, rămâne la fel. Dar ce înseamnă asta? Păi, dacă e să calculezi probabilitatea să obțin răspunsul 0, că se proiecteze, într-adevăr, pe prima, pe primul proiector, văd că probabilitatea e 1. Și implicit pentru ceilalți trebuie să fie 0. Ce înseamnă asta? Înseamnă că dacă qubitul meu logic era într-adevăr în starea 0, 0, 0, 1, 1, 1 și am făcut măsurătoarea aceasta, întotdeauna o să obțin ca răspuns 0. O să obțin primul, o să se proiecteze cu primul proiector, care de fapt nu face nimic stării, nu o modific. Da? Pentru că starea după măsurătoare ar fi asta, care e exact aceea, nu s-a modificat. Și de ce e important asta? Pentru că am făcut o măsurătoare asupra unei stări și n-am modificat starea. Starea a rămas la fel. Dar în plus am obținut și o informație. Informația e că încă am starea mea acolo și nu s-a modificat. În ce sens? Păi dacă mă uit la aceeași măsurătoare pentru starea asta, fie de data asta, care primul bit a fost figurit, adică echivalentul, a zice, a fost aplicat X pe primul qubit fizic și identitate pe ceilalți doi, deci au rămas de modificați. Ce se întâmplă acum dacă vreau să văd acțiunea proiectorului P1 asupra stării acestei? Păi e același lucru, P1, P1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, și, ca și în cazul de mai devreme, P1, dacă ne uităm la el, pe ăsta lasă nemodificat și pe al doilea lasă nemodificat. Deci P1 acționând pe starea aceasta, o lasă nemodificat. Și atunci și probabilitatea să obțin răspunsul 1, dacă starea mea e asta, o să fie 1 și pentru restul o să fie 0. Cu alte cuvinte, dacă se produce... deci, cu alte cuvinte, măsurătoarea mea nu îmi schimbă starea. Dacă am starea într-un anumit sistem în care presupun că doar unul dintre qubiți a fost figurat, unul dintre ăștia 4 proiectori o să se aplice asupra stării. Deci, cu siguranță o să obțin unul din cei 4 care descrie exact starea pe care o am în momentul respectiv, fără să o pierd. Ok? Presupunând că doar unul dintre qubiți a fost fricuit și nu mai mult decât unul. Dacă e mai mult decât unul, atunci o să-mi apară de determinism. Dar așa nu mi-apare, nu am de determinism. Ok? Și deci rezultatul măsurătorii zice unde s-a produs eroarea, dacă s-a produs eroarea. Și dacă obțin rezultat 0, înseamnă că nu e nicio eroare, înseamnă că starea e cea inițială, 0, 0, 0, plus 1, 1. Dacă obțin 1, înseamnă că primul bit a fost fricuit. Dacă obțin 2, înseamnă că al doilea. Dacă obțin 3, înseamnă că al treilea. Deci măsurătoarea asta îmi spune care dintre biți a fost fricuit, fără să modifice starea. Iar genul ăsta de măsurători se cheamă măsurători de sindrom sau quantum non-destructive measurement. Ideea că nu distruge starea, nu schimbă superpoziția, dar totuși îmi oferă informații despre ea, zice în ce stare e ea, fără să mi-o afecteze.
informație despre starea logică, fără să o, fără să o afecteze. Și apoi, știind unde s-a produs eroarea și care dintre qubiți a fost fricuit, trebuie de să aplic un X acolo ca să corectez. Spre exemplu, dacă măsurătoarea îmi zice primul qubit a fost fricuit, aplic operatorul X pe primul qubit fizic, da? Și schimb la loc și am corectat starea. Și acum qubitul logic este corect. Iar genul schema aceasta poate fi generalizată pentru orice fel de eroare pe un singur qubit. Și există și pentru erori pe mai mulți qubiți, dar nu se bazează pe schema asta, se bazează pe alte idei. Dar în principiu, folosim doar între ghilimele 9 qubiți fizici, o să fac un qubit logic pentru care pot să detectez orice fel de eroare pe un singur qubit. Okay. Și atunci, dacă pot face chestia asta, o să-mi construiesc un calculator cuantic care să fie tolerant la defecte, tolerant la erori. Și pașii sunt următorii. Iau toți cuviții și codific în codul acesta de vector și corector de erori. Și am obținut acum un sistem cu foarte mulți cuviți și grupuri de cuviți interpretez ca cuviți logici, ca stările logice ale calculatorului. Efectuez niște calcule, astfel încât și în timp foarte scurt, astfel încât să n-aibă timp mediul să interacționeze prea mult cu calculatorul meu. Cu alte cuvinte, vreau ca timpul de decoerență să fie foarte mic. Qubiții, în general, decoerează foarte repede, de ori din nanosecundelor sau microsecundelor, depinde. Dar decoerează foarte repede. Și atunci trebuie să efectuez niște calcule repede de tot, ca să nu se acumuleze prea mult de tot. Și după ce fac calculele, încep să fac măsurătorile astea de sindrom, care am văzut că nu perturbă starea, dar îmi spun ce eroare s-a produs. Detectez erorile și unde s-au produs, aplic corecțiile, deci corectez, și acum din nou, e într-o stare ok, efectuez niște calcule și tot așa. Și repet asta la nesfârșit până când termin calcul. Acum, problema e că trebuie aplicat principiul ăsta și pentru memorii cuantice, pentru că dacă am o memorie qubit, din cauza decoerenței o să interacționeze cu mediul, o să pierd coerența și pierd informația. Și asta înseamnă că dacă aș avea un hard disk cu qubiți, ar trebui să fac mereu chestia asta, chiar și când eu nu fac nimic, chiar și când nu sunt la calculator, hard disk-ul trebuie să facă o permanență cu procedura asta, ca să nu se acumuleze erori. Ceea ce înseamnă că dacă o să avem calculatoare cuantice, nu o să putem să le scoatem din priză niciodată. Pentru că ele trebuie la nesfârșit să facă chestia asta. În ideea că nu găsim o cale să izolăm perfect influența mea. A, da. Să vă zic o chestie amuzantă. Mecanica cuantică nu e magie, să nu credeți că e magie. E o chestie foarte precisă, matematică, e o teorie fizică acceptată. Într-adevăr, să zicem că acțiunile ei sunt cumva misterioase, pentru că conduc la niște fenomene care caută cunoștință. Dar natura nu trebuie să se supună bunului nostru simț. Dacă așa e, așa e și n-avem ce să-i facem. Cu toate acestea, sunt niște oameni care se chinuie foarte tare să facă, să pară mecanica cuantică din magie. Și ideea asta cu coduri detectoare și corectoare de erori cuantice, foarte multe dintre ele folosesc ceea ce se cheamă sfere magice. Și există, nu o să vă zic ce sunt, pentru că nu, adică nu e nimic special, el deja a trebuit să mai explic niște lucruri. Dar există niște primitive care se cheamă injectare de stări magice și distilare de stări magice. Și la prima dată când am aflat de chestia asta, mi s-a fost foarte ciudat. O să vă și arăt dacă căutați pe internet chestii de genul ăsta, găsiți Magic State Distillation, Forking, nu știu ce, sau Magic State Injection și așa mai departe. Și dacă căutăm fără ghilimele, întotdeauna se întâmplă să mai apară și un articol acum, în realitate,
ne dăm seama că din cauza de coerență, din cauza interacțiunii cu mediul, este inutil și degeaba să avem foarte mulți chiubiți dacă avem toleranță la defect. Poți să am un sistem cu 1 milion de chiubiți. E absolut inutil dacă nu am toleranță la defect. Și toleranța la defecte și codurile astea sunt o temă de cercetare care este foarte activă, dintre cele mai active la momentul actual, pentru că toată lumea vrea cât mai curând să avem calculatoare cuantice și atunci mare parte din cercetare este devotată domeniului acesta, de a face codurile acestea să fie atât eficiente cât și practice, cât și scalabile și așa mai departe. Și cei de care vă spusesem în prima zi, Enkit, Marea Britanie, Google, IBM, toți lucrează la calculatoare cuantice bazate pe coduri corectoare și detectoare de erori. Și, bineînțeles, încearcă să le facă și scalabile. Și acum, înainte de asta, ideea e că, având teorema aceea Quantum Threshold Theorem, ajungem la concluzia că singurul impediment este impedimentul tehnologic și nu un impediment fizic. Când am aflat prima dată de coerență, am crezut, da, aici se oprește. Nu putem avea calculatoare cuantice, pentru că niciodată nu o să putem izola perfect de mediu. Dar, având teorema aceea, practic ne-am salvat. Există o soluție și atunci singurul pas este să reușim să dezvoltăm tehnologia necesară pentru a implementa lucrurile astea. Și pentru aspectul acesta nu pare să fie niciun impediment fizic, nu pare să fie niciun fenomen fizic care să nu ne permită să facă. Asta e doar pentru acum, ca să mă iau un pic de D-Wave, problema cu D-Wave e că calculatoarele pe care le-am făcut ei nu sunt universale. Universale v-ați data trecută, înseamnă că am un set de părți universale și pot să aproximez orice matrice unitară. E nu o chestie asta, e o arhitectură care rezolvă doar probleme de ori.